Eu am făcut studiile superioare în Statele Unite, am revenit acasă în iunie 2009. Am o organizație non-profit din 2011, se numește Pro Bono și am și compania TLC din 2013 și deja avem peste 300 de studenți unici. Majoritatea din ei vin deja din recomandare, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că noi încercăm să facem ceva mai mult orientat cu ceea ce se face și în Statele Unite și în Europa. Aici eu mă simt liberă să-mi dezvolt, să-mi pun în practică toate ideile. Aici mă simt liberă să dau frâu imaginației, așa să-i spun, ceea ce vine din antreprenoriat, pentru că întotdeauna am știut că asta vreau și am căpătat experiența dată și aici mă simt liberă să fiu ceea ce sunt.